astăzi la rubrica Modele vorbim despre un concurs național de lectură, Mircea Nedelciu, numit astfel în memoria scriitorului care a fost unul dintre fondatorii Târgului Internațional Gaudeamus. Târg Internațional care începe chiar astăzi la București, este ediția a 23-a. Concursul național de lectură a fost fondat în 2002 la inițiativa lui Vladimir Epstein, unul din promotorii Târgului Gaudeamus, tocmai cu scopul de a stimula lectura în rândul elevilor de liceu, folosind ca instrumente de competiție fragmente sonore din arhivele radioului public sau fișe de lecturi suplimentare și curricula școlară. Așa că fiecare oraș sau sunt multe orașe care își trimit acolo reprezentanții pentru acest concurs național de lectură Mircea Nedelciu pe 19 noiembrie. Târgu Mureșul va fi reprezentat de o elevă a Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian, Cosmina Price. Bine ai venit la Radio Târgu Mureș! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult de cunoștința cu tine și vreau să te întreb dacă ai emoții înaintea acestui concurs național de lectură. Și eu mă bucur să vă întâlnesc. Emoții cred că sunt, într-o oarecare măsură, de absolut fiecare dată, înaintea fiecarei competiții, se resimte acel fior al noului, al descoperirii ceva inedit, care nu a mai avut loc până acum în viața noastră. Nu pot să spun că am emoții care să-mi degradeze poziția și viziunea față de acest concurs, însă e ceva nou pentru mine, deoarece concursul constă în două probe prioritare orale, iar eu în trecut am participat aproape doar la competiții scrise, dar în schimb sunt convinsă că o să se decurcă foarte bine. Pe 19 noiembrie, spuneam, la București, în cadrul Târgului Internațional de Carte Gaudeamus. Îți ținem pumnii să vii de acolo cu un premiu acasă și de unde pasiunea aceasta pentru lectură și pentru literatură? Eu vă mulțumesc tare mult. Pasiunea mea cred că a început, din păcate aș zice, doar odată cu liceul. Până la sfârșirea gimnaziului nu eram atrasă deloc de cărți. Niciodată nu e prea târziu. Desigur. Nu eram deloc atrasă de cărți, de lectură, nici mi se părea o activitate plictisitoare. Apoi, în clasa a noua, pot să zic că am făcut cunoștință cu mediul acesta, am interacționat cu persoane care iubesc lectura, profesorii mei de română m-au stimulat în acest sens, am descoperit posibilitatea participării a diverse concursuri care să privească literatura și limba, inclusiv gramatică, și am simțit că am o anumită deschidere spre această latură, așa că mi-am propus să o fructific. În primă instanță să încerc și apoi s-a dovedit a fi un mic succes. Revenind la acest concurs de lectură, concurs național de lectură Mircea Nedelciu, ai cumva idee despre ceilalți competitori, cine sunt, de la ce școli vin? Nu am nicio idee și cred că asta e... Ai dat în urmă la concursurile, edițiile anterioare? Chiar nu am avut această intenție, nu am nicio idee despre oamenii cu care o să concurez, dar cred că asta e un farmec aparte al tuturor concursurilor naționale care presupun întâlnirea persoane din toată țara. Și dacă e ceva nou, sperăm să aducă și bucurii noi. Și acum te întreb dacă până acum ai lecturat Mircea Nedelciu. Mircea Nedelciu nu am lecturat înainte să aflu de acest concurs, dar bineînțeles, ca să pot să particip, a trebuit să mă documentez și tind să afirm că mă captează. Este considerat a fi unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai curentului obzecist și ai postmodernismului în literatura română, de pe biografia Wikipedia. Absolvent al Facultății de Filologie, secția română-franceză a Universității București, promoția 1973, iar din epoca studenției devenea membru activ al Cenaclului Junimea. Cosmina, pasiunea pentru lectură și literatură am aflat de unde? Te mai întreb, scritori contemporani sau clasici? Apreciez în mod deosebit, desigur, și opera clasică, însă am și o oarecare deschidere spre opera contemporană. Îmi place să știu ce se scrie nou, ce se gândește în momentul de față, spre ce se îndreaptă lumea literară. Sunt fan Mircea Cărtărescu, iubesc proza acestuia, sunt la curent cu... inclusiv cu pagina de Facebook a domnului și a dânsului. E ceva minunat pentru mine și îmi place să fiu la curent cu tot ce se consideră. E-book sau hârtia tipărită? Mirosul cărților. Iubesc să simt cartea în mână. Mirosul cărții tipărite nu cred că se compară cu niciun dispozitiv electronic.
De obicei mergi la târgurile de carte. Avem și noi privilegiul în ultimii ani de a găzdui astfel de târguri aici la Târgu Mureș. Da, și m-am bucurat. Și întâlniri cu scriitori pe deasupra. Exact, m-am bucurat foarte mult pentru Târgul de Carte Bookfest desfășurat anual. Nu lipsesc nici într-o zi. Îmi place, chiar dacă nu reușesc să ajung tot timpul la întâlnirile cu scriitorii, dar să fiu în mediul acela, plin, înconjurat de cărți și înconjurat de oameni care iubesc cărțile. Și n-ar trebui să fim deloc surprinși că mai sunt astfel de tineri care iubesc lectura, nu-i așa? Nu. E ceva nou, ceva... E ciudat puțin să spun nou, pentru că lectura nu a apărut de azi, de mâine, dar nu se mai... Elevii tind să dea la o parte pe pretextul că nu au suficient timp sau că li se pare ceva plictisitor, ceva de natură statică, și atunci preferă să își dinamizeze timpul liber. Însă totuși, dacă sunt unele persoane care își doresc să trăiască momentul, să simtă acțiunea fără să depună prea mult efort, cum ar fi eu, că nu sunt o mare fan a sportului, nu e ceva nou și nu ar trebui să ne mire că preferă literatură. Fiind în clasa 12-a, cu siguranță orizontul tău este deja destul de limpede. Te vei îndrepta spre acest domeniu al literelor? Cosmina. Da, m-am gândit foarte mult. Eu în prezent urmez profil de matematică informatică la Colegiul Papiu, dar dacă am descoperit pasiunea aceasta și am văzut că pusă în balanță cu materiile reale, tind să o aleg pe aceasta... Încă nu am un orizont foarte clar asupra ceea ce vreau să fac sau să urmez, dar în orice caz va viza acest domeniu. Cochetezi și tu cu scrisul? Da, am început, mai întâi cu ușoare forme de poezie, ca mici exerciții pentru mine însumi, dar încă nu pot să zic că am ajuns la un nivel în care să dau publicului larg ceea ce împărtășesc mai întâi mie însumi. Dar există astfel de cercuri de literatură în Târgu Mureș? Cercul de literatură, da, din păcate nu doar în rândul elevilor, aș zice. A existat un cerc de lectură adus de un proiect recent, anul trecut, Do Your Thing. Proiectul a luat... Al Școlii de Valori, da. Am avut niște colegi care au fost în București, au făcut acolo niște proiecte și au venit în oraș înființând un club de public speaking și de lectură mai mult, dar și literatură, coordonat de doamna Melinda Crăciun. Am participat la clubul respectiv și anul acesta clubul se desfășoară în continuare. Am înțeles că s-au mai adus mici completări, având și alți invitați, printre care domn profesor și scritori, Nicolae Băciuț, dacă nu mă înșel, plus că la atelierul de cafea, lângă Romarta, în centru, se desfășoară Litart, care este tot un festival, o întâlnire, un fel de club de literatură, în care diferite persoane din oraș își citesc opera, beneficiem și de aprecierea critică a domnului Alexandru Cistelecan și a diferitor critici, cred că este ceva foarte constructiv. Este un cerc literar coordonat de Adrian Giurgea, colegul meu din presă mureșană. Ce întâlnire cu un mare scriitor ți-ai dori? De ce întâlnire ți-ai dori să ai parte? Sunt în viața noastră întâlniri mari, eu așa le spun. Da, am avut ocazia anul trecut când domnul Mircea Cărtărescu și-a lansat cartea în aula Universității Petru Maior, Solenoid. Însă, cum a fost foarte multă lume, aproape în foarte mare înghesuială, nu am putut să discut cu dânsul, m-am întâlnit, i-am cerut un autograf și cam la atât s-a rezumat întâlnirea noastră, dar mi-aș dori foarte mult să pot să discut cu dânsul anumite detalii despre lumea aceasta a cuvintelor. Cu siguranță ai o listă de întrebări foarte bine stabilită. Nu neapărat. Eu iubesc foarte mult spontaneitatea și, nu știu, vreau să fie ceva inedit dacă ajung să discut vreodată cu dânsul. Poate că dacă știu că se apropie această oportunitate, mi-aș pregăti câteva întrebări. Îți dorim mult succes la concursul de lectură Mircea Nedelciu, care va avea loc pe 19 noiembrie, peste 3 zile, doar 3 zile până atunci. Da. Emoții? Nu. Doar din acelea pozitive, doar care din acelea te vor pozitive, ajuta să-i înfrunți pe ceilalți competitori. Să concurezi cu ei. Să concurezi cu ei. Uite, e un cuvânt mult mai blând cel folosit de tine. Mult succes, Cosmina, îți mulțumim tare mult că ai ajuns aici la Radio Târgu Mureș. Târgul Internațional Gaudeamus este organizat de 23 de ani încoace. Este ediția 23-a, de fapt, organizat de Radio România.